Doamnelor și domnilor, aplauze puternice pentru Sebastian Boncă! Sebastian! Give it away now! Give it away now! Ok. Salutare, mă cheamă Sebastian, sunt copywriter și sunt bâlbâit. Felicitări! Mersi, parcă îți la bâlbiți anonim, serios. Apropo de a, să mă uit uneori la filme din alea cu alcoolici anonimi și văd că iese unul în față și zice, sunt Dan și sunt alcoolic. Prietene, ești la alcoolici anonim. De ce zici cum te cheamă? Și ce e foarte frustrant pentru mine e că oamenii vor să-mi termine propozițiile. Am ieșit cu o tipă la restaurant, era ok tipa, și voia să mă completeze una după alta. Se uita, citea meniu și zice, a, păi n-au nimic din ce îmi place mie aici, eu nu mănânc gluten. Zâmbind așa foarte suav, mă uilea și spun, ești o fru. Iar ea zice, o frumusețe, știu. Iar eu continui, nu, o frustrată. Dar acum nu mai contează. Bine, mă. A înțeles că glumeam. Chiar am început să zic, e glu. Iar ea a continuat, o glumă, știu. Stai liniștit. Eu am vrut să zic că e gluten în orice. Dar nu mai contează. Bun. În fine, lucrurile merg ok cât de cât și am dus-o acasă până la urmă. Și abia atunci observa că sexul cu bâlbâit e fantastic. Și e prima dată când am apreciat cu adevărat că durează mult până termin. Partea nasoală o veni când în mijlocul pasiunii. Când era mai înfierbântată treaba, se uită la mine în ochi și îmi zice, vreau să-mi spui că sunt cea mai bună femeie pe care a avut-o vreodată. Eu sunt bărbat. Nu pot să fac mai multe lucruri în același timp. Știam că îți iluzional dacă cred asta. Am zis, bă, hai că de dragul ei, că nu, e faină, tipa chiar îmi place, de hai că încerc. Și am început cu ceva de genul, e cea mai frumoasă, vem. Problema e că eu, când vorbesc, eu trebuie să mă opresc din mișcare, că nu pot să le fac pe ambele. Și a zicea din contră, nu te opri, dă-i mai repede. Și atunci s-a dus dracu și conversația și iubirea. Bată-le soarele pe amândouă. Bată-le soarele! Ce bine a ținut-o, deci... Nu ne-am prins că are... Nu ne-am prins una la mână și doi, nici nu... Da, foarte conținut, foarte succint, așa răspunea, foarte. Și de fapt era bălbăit, mă, dar foarte ginga și așa bălbuit, adică nici scos foarte tare în față, gen... E bine omul să bălbuia cum se bălbuia. Nu, știu, simt că... Sexul e singurul moment în care oamenii nu vorbesc, fac sunete fără de înțeles. Eu la astea sunt foarte bun și n-am apucat să-mi talez talentul. Ideea e că vocea mea uneori tremură de parcă ar avea Parkinson. Și abia când vorbesc cu client, îi scot câte 4 silabe pe secundă. Și îi văd săraci că se uită cu privirea aia la mine. Cu privirea foarte cunoscută pe care și-ar dori să apese un buton să mă aducă la setele din fabrică. Dar butonul ăla nu există. E doar în imaginație. La fel ca punctul G. Oh. Dacă eu nu l-am găsit, nu există, ok? Bun. În principiu, e nevoie de viteză în comedie. Foarte bun. Chiar dacă Sardelean știu, sunt conștient, nu pot să fac, dar sunt conștient. Și fiindcă dacă n-ai viteză, s-o dusti. Puțin trebuie. Bravo! Bine! Nebun! Și acum, dacă cu vorbitul nu prea mi-o ieși, o să încerc efectiv cel mai greu lucru din lume pentru un bâlbâit.
să fac rap. Mai e? Străbitul, te rog. Rap. Ia să vedem. Yo, yo. Mâinile sus, București, să văd că ești. Mâinile sus. Băi, Sebastian! București, să văd că ești. Mamă, zici că e o libelulă. Doar un minut ține, așa că va fi bine. Mâinile sus. A, trap! Așa, bravo! Vocea mea e una dintr-o mie, așa că bag auto-ironie. Sunt campion olimpic la bâlbâit și las tălci cuvinte de neoprit. Dacă cineva mă atacă, îi dau bâlbe până crapă. Orice inamic îl nimicesc numai pentru că vorbesc. Oh, în secret sunt super erou, n-am pelerină, dar am mai eu. Super bâlbă mă numesc și nu mai stau că mă grăbesc. Oh, oh, rupe, o să rupă, ești nebun? Oh, mă grăbesc, mulțumesc. Super bâlbă! Super bâlbă! Super bâlbă! Superb! Primul rap pe care l-au de la un bâlbâit.